Salut! Cine și ce reprezintă Adam pentru mine și pentru tine? Adam este primul om pe care l-a creat Dumnezeu, primul om în care Dumnezeu a suflat viață. El a fost cel care a numit toate animalele, ne spune Biblia, animale de care ne bucurăm și astăzi. Și Adam a fost primul om care a păcătuit. De la el, cu toții dăm vina pe Adam și Eva. Din cauza lor a intrat păcatul în lume și consecințele acestea pe care le suportăm astăzi, atât de natură devastatoare, omul decăzut și așa mai departe, în care omul am văzut că păcătuiește din generație în generație, în același timp natura decade. Și Adam a adus lucrurile acestea, reprezintă lucrurile acestea atunci când ne gândim la decăderea lumii. În același timp trebuie să ne dăm seama că Iisus Hristos este primul om, pe de altă parte Iisus Hristos este primul om care s-a supus total voii lui Dumnezeu. Adam a încercat și n-a reușit. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este primul om care s-a supus total voii lui Dumnezeu. Biblia ne spune în 1 Corinteni 15:4-5, de aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu, da? Al doilea Adam, adică Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Iisus Hristos este cel de-al doilea Adam. Este Adamul care trebuia să fie Adam primul, dar n-a fost. Iar Hristos a împlinit tot ceea ce noi avem nevoie ca să căpătăm neprihănire în Dumnezeu. Biblia spune că toți aceia care îl primesc pe Iisus Hristos și îl urmează pe El ca Domn și Mântuitor, suntem declarați neprihăniți. Nu devenim neprihăniți fizic, nu devenim fără de păcat, încă păcătuim, încă greșim în fiecare zi, dar din cauza că sângele Lui l-am acceptat și credem în El, ne curățește de orice păcat. Și pentru că Dumnezeu se uită la copiii Lui prin Iisus Hristos, care ei l-au acceptat și care El a plătit prețul pentru ei, îi vede prin sângele Lui și sunt curați ca lacrima, cum spunem noi. Și de aceea este important să ne bucurăm de Iisus Hristos, de al doilea Adam. De multe ori dăm vina pe toate lucrurile rele pe Adam. Aoleu, dacă n-ar fi mușcat Adam și Eva din măr, dar de fapt e fructul interzis, nu se știe ce fruct exact a fost, unii cred că a fost smochin, dar nu asta este important. Important este, haideți să dăm vina într-un sens pozitiv pe Iisus Hristos, pentru că El a împlinit legea pentru mine și tine. Ceea ce noi n-am putut trăi, El a trăit. Prețul pe care noi n-am putut să-L plătim, El l-a plătit. Și mai presus de atât, ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Pe când eu și cu tine păcătuiam, greșeam împotriva lui Dumnezeu, Hristos a venit pe acest pământ și a suferit și a murit moarte pe cruce și a înviat a treia zi după Scripturi, ca să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu, că are puterea asupra morții, că a învins moartea și ca noi, cei care îl urmăm pe El ca Domn și Mântuitor, să avem viață veșnică împreună cu El. Iisus Hristos a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă El a creat pământul în 6 zile, oare de 2000 de ani de când El a plecat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, oare ce loc minunat a pregătit El în acești 2000 de ani, dacă în 6 zile a putut să facă toate lucrurile acestea minunate? Haideți astăzi să ne închinăm și să-L recunoaștem pe Adam cel adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, și să ne închinăm Lui în duh și în adevăr. Amin.